Bine v-am regăsit, dragii noștri, dragi iubitori ai handbalului. Iată-ne la întâlnirea cu etapa cu numărul 17 a Ligii Florilor, Liga Națională Feminină, care astăzi, 24 februarie, într-o zi încărcată de însemnătate și de și mai multe flori, să spunem așa, fiind dragobetele, match de unul solist îndrăznit, să spunem, în această sala sporturilor din Roman, între echipa locală CSM și AHCM din Slobozia. Se preconizează așadar un duel interesant, în care trebuie spus că gazdele au, așa cum am mai amintit, prima șansă, un duel între locurile 9 și 11 în clasamentul Ligii Naționale Feminine. Pe 9 se află Romanul, iar formația vizitatoare din Slobozia este pe 11. Evident, un plus de valoare pentru gazde, prin cele 8 puncte care sunt înscrise ca diferență în ierarhia internă. Totuși, nu trebuie uitat nici faptul că niciun joc nu prea seamănă cu celălalt. Așadar, ne așteaptă 60 de minute de handbal. Interesant. Aici, în sala sporturilor. O vreme în care iarna s-a zburlit, dar din punct de vedere organizatoric nu există niciun fel de probleme. Să vedem ce vor face combatantele din acest meci pentru a-și adjudeca punct sau puncte. Este o situație pe care CSM Roman nu a întâlnit-o de, să spunem, destul de multe sezoane. Să se vadă pe poziția nouă în clasament o formație stabilă și abonată la cupele europene. De cealaltă parte, Slobozia, o formație care a surprins încă de la primele sale meciuri în Liga Florilor. Să mai putem vorbi în acest meci, de ce nu, și de un duel al antrenorilor. În calitate de adversar a venit aici la Malul Moldovei Gheorghe Covaciu. Pe cealaltă parte, gazdele îl au pe bancă pe reputatul Dumitru Mușii. Prezentate cele două loturi, vom face și noi același lucru. Începem cu oaspetele, așa cum este frumos, în ordinea numerelor de pe tricou. Așa cum spuneam, Gheorghe Covaciu le va trimite luptă pe Mădălina Ion, Iulia Cernova, Elena Cristina Mitrache, Irina Marchidanu, Ioana Georgescu, Andreea Pătuleanu, Andreea Enescu, Andreea Predoi, Mona Ilezi, Iaroslava Burlacenco, Elena Descălete, Paula Mădălina Toma, Ana Maria Inculeț și Cătălina Sava. Gheorghe Covaciu, ajutat de pe bancă de către secundul său, Marius Mila. De partea cealaltă, Romanul. O formație care este datoare atât cu puncte cât și cu spectacol suporterilor. După, haideți să fim cinstiți, un sezon nu foarte reușit, au fost multe zbateri. Despre asta însă vom vorbi mai târziu, cel puțin după finalul acestui meci. Așadar, tehnicianul Dumitru Mușii le trimite în teren pe Victoria Timoșecova, Diana Popescu și Andreea Polocoșer, portărițe,
Iar jucătoarea de câmp, Iasna Bolievici, Toscovici, Oana Chitaculă, Cremera Câlici, Ana Miriam de Sousa, Tea Ferfolia, Alexandra Iovănescu, Anca Polucoșer, alături de Ana Maria Popa, Ana Maria Simion, Ionela Simion Dinu, Mihaela Stănciulescu, capitan al formației gazdă va fi, ca de obicei, Carmen Stolero, lista fiind încheiată de către Loredana Vartic. Un sezon cu de toate pentru gazde, care au reușit, în ciuda unei vremi de iarnă autentică, să umple din nou tribuna sălii sporturilor. O brigadă feminină de arbitraj, este vorba de cuplul Florescu din Argeș și Stoia din București, observatorul fiind domnul Lenache din Brașov. Moral foarte bun vin fetele pregătite de către Dumitru Mușii, mai ales că au reușit o performanță cât se poate de frumoasă și, să spunem, chiar interesantă în Cupa României, cealaltă întrecere internă majoră a țării noastre. Au reușit romașcancele să elimine pe Craiova și au șanse mari pentru Final Four și, de ce nu, să poată pleca din nou cu un wild card sau cu o calificare directă într-un nou sezon european. Ar fi o răsturnare totală de situație în momentul în care destul de mulți iubitori ai handbalului din municipiul Roman credeau că echipa nu neapărat că ajunge în pragul desfințării, dar nu mai trage cum trăgea. Sezon cu sincope în Liga Florilor, cu meciuri bune, dar și mai puțin bune. Să vedem cum vor gestiona romașcancele această partidă. Este clar, Hcm Slobozia a venit să-și vândă cât poate de scump pielea. Și iată-le pe handbalistele formației vizatoare având un prim atac pozițional. Ona Ilezi a intrat pivot coordonatoare, o vedem la această primă fază pe Andreea Enescu, acum la minge în inter, evoluează pe stânga Elena Descălete și în dreapta autoarea fazei anterioare, Andreea Pătuleanu, în extreme pe partea stângă este Paula Madalina Toma, iar în dreapta cu numărul 14 Andreea Predoi. Ca să aglomereze zona centrală a lui Mic, cu al doilea pivot, jucătoarele de la Slobozia, fază ofensivă de jucată de către gazde, pivotul prinde până la urmă mingea și punctează Lezi. 1-0 așadar pentru formația vizitatoare. Romanul rapid a ajuns pe semicercul advers și faultată Ana Maria Popa de către Elena Descălete, un prim cartonaș galben văzut de jucătoarele din Slobozia. Carmen Soleru, coordonatoare, evident, interii de bază, să spunem așa, în dreapta Iasna Bolievici, iar în stânga Ana Miriam de Sousa, acum la minge. Pivot Alexandru Ivănescu, iar extreme, în stânga Ana Maria Popa, a venit acum al doilea pivot și Oana Chita cu 7 metri pentru Roman. Ana Maria Inculeț începuse întrebuturile celor de la Slobozia. O vedem acum intrând pe Madalina Ion. O portăriță tânără și în același timp cu destul de multă experiență, Iuganu Popa. O face mare pe portărița adversă.
a întârziat aruncarea. Și iată formația visătoare din nou în atac cu un gol în avantaj pe tabelă. Se apără Stoleru acolo. Bună mobilitatea celor de la Slobozia. Aceleași mingi care curg inevitabil spre vârful de lance, care se anunță a fi Mona Ilezi în acest meci. Este luată în primire acolo de către Iasna Bolievici și De Sousa. Jucișări, 9 metri, venit al doilea pivot, extrema pe partea stângă, Mădălina Toma, aproape de finalizare. Doar 9 metri, continuă această fază cu același atac coordonat de Enescu. Aruncă Enescu, dar Timoșeicova este de această dată la post. Drumul rapid la minge și scriu Roma șcancele din Ana Miriam De Sousa. Am intrat în minutul 4 al acestei întâlniri și tabela indică egalitate la 1. După un debut cu ritm cât se poate de bun pentru ambele formații. Paul de Galben lui Miriam De Sousa asupra Mona Ilezi. Îl cunoaștem pe Gheorghe Covaciu ca antrenor și mai mult decât atât îi știm și stilul. Nu renunță la ofensivă indiferent ce ar fi. Vedem cât de bătăioase le așează pe semicercul romașcan pe elevele sale, care recuperează atente prin aceeași Ilezi și trec din nou în avantaj pentru a doua oară în această partidă. Romanul vine spre semicercul advers. Popa! 7 metri. O apărare semicerc. Și evident nu va mai executa Ana Maria Popa. Vine să arunce Ana Maria Simion din 7 metri în poartă. Aceeași Mădălina Ion, este gol și este restabilită egalitatea. Circulație bună și apărare ceva mai avansată această dată pe Inter, făcut de Roman prin Ionela Simion. Jucătoare care face mai mult faza defensivă, înlocuind evident pivotul pe Alexandra Iovănescu. Alte crucișări de la distanță. S-a ciocnit Carmen Stoleru acolo de Andreea Pătuleanu. Continuă poziționalul celor de la Slobozia. Multe, multe pase până în prepasiv, da. Bătăioasă, foarte bătăioasă din nou. Recuperează Roman în faza a doua, întârziată. Se trece pe pozițional. A intrat rapid și pivot. Păstrată pe ambele faze Mona Ilezi. Vedem încercând o apărare avansată la Stoleru, coordonatorul celor de la Roman. Un foul doar de 9 metri pentru gazde. Minutul 7, tabela în continuare echilibrată la 2. Itaco a avut un culoar. Toscovici a încercat o fază, o temperată puțin Cimona Ilezi către
arbitrele acestei faze, Polevici de Sousa nu are culoar, 3 dintre adversare permanent pe handbalistele Romului, dar iată pe Toscovici. Polevici, jucătoare de 9 metri, aduce pentru prima dată gazdele în avantaj în minutul 8 al acestei partide. O partidă pe care Roman24.ro vă oferă în exclusivitate cu sprijinul sponsorilor săi. Bună, foarte bună angajarea pivotului. Fază făcută 90% de Andreea Pătuleanu. Venind însă și pe Ana Miriam de Sousa, lansat două goluri consecutive reușite de către interii Romanului. Evident, fiecare dintre tehnicienii care poposesc aici la Malul Moldovei și oriunde de altfel și aduce stilul propriu. Dumitru Mușii pentru a doua oară pe banca echipei de la Malul Moldovei. Ferfolia, faltează-te Ferfolia, venită în centru și ea pentru a face faza defensivă periculoasă, iată, mai ales când sunt lăsate să arunce jucătoarele de la Slobozia. De această dată la post Timoșenko va... Și ce frumos a scos acolo și Ana Maria Culeț pentru frumusețea handbalului. Minutul 9, Romanul conduce cu 4-3. Dar așa cum era de anticipat într-o mare măsură, se joacă un handbal de calitate. Iar la acest nivel, spuneam, gazdele locul 9 în campionat, iar oaspetele locul 11. Ambițiile sunt mari, iată ce greșeală, pe ce să fie penalizată Timoșenkova. Pozițional pentru formația gazdă, minutul 10, 4-3 pe tabelă. Observăm o construcție prelungită. Se va miza oare pe aruncările de pe 9 metri, da? A ciupit mingea acolo Inculeț și astfel Slobozia, iată, din nou cu posibilitatea înscrierii unui gol în mână. Minutul 11. Același avantaj minim pentru gazde. 4-3. Vedem intrând cu numărul 7 și pe Mitrache. Cer scuze. Apără Timoșenkova! Fusese o fază la care Romanul s-a apărat cât a trebuit, s-au precipitat adversarele, evident. Cu momente bune de când nu s-a mai scris, cu toate că au existat faze. Același temperament vulcanic al lui Gheorghe Covaciu. Ieșită Iovănescu. Polevici aruncă de intercepție pivotul. Faza a doua rapidă, s-au repliat însă romașcancele. Forțare și contră, posibilitatea de contră cu Iovănescu, nu, 3 dintre adversare au venit acolo și au dejucat intenția ofensivă pe această fază a treia pentru CSM Roman. Minutul 12, același 4-3 indicat de tabelă. Momente ceva mai calme după
minute bune în care partida a avut un ritm de angajament fizic total. Nu scrie Paula Mădălina Toma, a aruncat pe scurt de Sousa. Vedem dacă va fi validat acest gol. Nu, doar un avertisment. Irina Marchidanu a fost sancționată de Sousa, jucată destul de mult. Toleru a încercat să o angajeze pe Iovănescu. Repliere bună a Romanului. Bară, 7 metri să... O fentă din corp, Irina Marchidanu aduce prima penalitate în favoarea formației vizitatoare și o bună oportunitate de a egala. A rămas în poartă Timoșencova, vine să execute Andreea Enescu. Cofentă și un gol cu boltă de efect pentru 4-4 în minutul 14. Ritmul acesta pare să conteze mult de la un anumit moment dat încolo. Gradul de pregătire fizică al celor două formații, iată pe Iuganu încercând să o angajeze pe Iovănescu. Golevici pivotează cât de bine strâng acolo, însă lângă aceasta jucătoarele formației vizitatoare. Căutată săritură, Ana Miriam de Sousa aproape de amenințare de pasiv Romanul. Să vedem, timp de odihnă solicitat de către Dumitru Mușii. Momente de întrerupere pe care vom profita și noi pentru a trece în revistă clasamentul până în această etapă a 17-a. Lider incontestabil, evident, CSM București, o echipă favorizată și este și normal așa de către federație prin stabilirea programului. Deja 18 partide au jucat campioanele. În titlu au 54 de puncte, pe 2 este Craiova, echipă eliminată, așa cum spuneam, din Cupa României de formația din Roman. 36 de puncte au oltăncele. Pe 3, Hcm Râmnicu-Vâlcea, 33 de puncte. Pe 4, Măgura Cisnădie, revelația acestui sezon, 31 de puncte. Pe 5, cam în nota a ceea ce a arătat în ultimele sezoane, Zalăul, 28 de puncte. 6, CSM Bistrița, 26 de puncte. Pe 7, Dunărea Brăila, 23 de puncte. Pe 8, ASC Corona 2010 Brașov, cu 21 de puncte, la egalitate cu Romanul, dar cu un joc mai mult disputat. Gazdele partidei de astăzi, în 16 meciuri, au adunat 7 victorii și 9 înfrângeri. Atunci peste a lui Miriam de Sousa, un golaveraj negativ, 387 la 404. Pe 10, după Roman, vine Clujul cu 14 puncte, iată deja un ecart mare de la locul 10 încolo. Pe 11, Slobozia, 13 puncte din 4 victorii și un egal. Pe 12, CSU Danubius Galați, 12 puncte, echipă pe care Romanul o va întâlni în faza următoare a Cupei României. Pe 13, fără pretenții deja, cred, Rapidul SL Metrou, 12 puncte de asemenea. Și Lanterna Roșie, CSM Slatina, 11 puncte, formație care a reușit meciul sezonului, să spunem, chiar aici în sala sporturilor din Roman, din nefericire. Acum, iată, 7 metri din nou pentru Slobozia. A rămas în poartă Timoșencova, același scenariu și același gol din boltă venit de la Andreea Enescu.
Oaspetele, pentru a treia oară în acest partid, trec la cârma ostilităților pe tabelă. Este 5-4 pentru Slobozia. Atente! Jucătoarele formației vizitatoare. A încercat tot ce a putut Iaroslav Burlacenko, jucătoarea cu numărul 23 a echipei din Slobozia. Faza este calmată cu un pozițional. Schemă indicată de Andreea Enescu. Pivotul tras undeva în zona stângă a atacului pentru venirea celui de-al doilea pivot din extremă stânga. Continuă poziționalul celor de la Slobozia. Stau bine centrii Romanului. Bătoia Soiuganu acolo. Se descurcă 9 metri pentru oaspete. Culoar frumos prins de Elena Dăscălete și gol. La rădăcina barei. Și 6-4, iată. Pentru formația vista. Echipa Sloboziei foarte, foarte bătoiasă. Previzibile, trebuie să spunem, la anumite faze gazdele în jocul lor. Dar și când curge jocul este spectacolul, nu? Gol spectaculos înscris de către Ana Maria Popa. Popase pe la spate dată de către capitanul Carmen Stolero. 6-5 pentru oaspete. Minutul 18 al acestei partide. Vedem galben pentru Iasna Bolievici. Da. Fault asupra lui Mona Ilezi. Metri. Care pe lângă de această dată al lui Pătuleanu. Romanul ajunge în poziție de finalizare și Ana Maria Popa restabilește egalitatea. Excepționale prestațiile extremei stânga a celor de la CSM Roman în minutele anterioare. Echipă jucătoare, îmi cer scuze, cooptată deja în lotul național mare al țării noastre, a participat la acțiunile reprezentativei. Condițiile care este un produs 100% al școlii locale de handbal. 7 metri pentru formația vizitatoare. Andreea Enescu față-față cu Andreea Polocoșer. Schimbare de portar la CSM Roman. Apără Polocoșer. A schimbat ce a trebuit când a trebuit tehnicianul Dumitru. Picior la Iuganu. Fază pe care a oblubit-o Roman. Trataseră posibilitatea contrei. În cealaltă parte, ce repede vin pe semicercul Romanului fetele de la Slobozia. Urmează faza.
Cam în aceeași garnitură a evoluat Romanul. Evident, pe fază ofensivă o aduce pe semicercul mic al adversarelor pe Alexandra Iovănescu, dar pe defensivă intră mai adesea atât Ferfolia cât și Simion. O formulă interesantă acum. Alexandra Iovănescu adusă undeva în zona extremei dreapta a celor de la Slobozia. Bâlbuit ușor mingea. 9 metri. Asta vine pe picioare Ana Miriam de Sousa. Adusă ceva mai spre centru Iuganu. Sigur, și una dintre principalele jucătoare de contraatac ale Romanului. Să vedem. 2 minute de eliminare pentru Iasna Bolievici. Cu 22 la 6 la 6. Partidă echilibrată până acum. Dar gazdele sunt cu un om mai puțin pe teren. Cișări și mingea iese din bară, dar este recuperată tot de formația vizitatoare, care merge pe succesivă până la aruncarea puternică a Elenei Dăscălete și fructifică până în acest moment superioritatea numerică jucătoarele de la Slobozia. Fără portar Romanul. Trimisă în luptă Loredana Vărtic, coordonatoare de joc. Trebuie multă atenție astfel de faze. Se practică foarte mult în handbalul modern astfel de faze. Vărtic întoarce pentru De Sousa, trebuie să aruce Romanul. Lovită Chitacu. Afectat serios de contactul de acum câteva momente extrema dreapta a celor de la CSM Roman. Formația însă nu a pierdut posesia, de care va trebui să tragă evident, dar și din situația aceasta de prepasiv cu un om mai puțin pe teren. Gazdele au trebuit să-și readucă portarul între buturi. Cine va arunca? Vartic aruncă! Loredana Vartic! O altă handbalistă crescută aici la malul Moldovei. 7 la 7 în inferioritate numerică, un gol economic important. Minutul 24 la aceste întâlniri. Iată ce bună circulația pe succesivă. Apără Timoșencova. Nu se mai grăbesc gazele, evident. Alte câteva secunde de inferioritate numerică. Are intrat și Bolievici. 7 contra 7 pe teren. Celero De Sousa. 7 metri. Are semicerc și un fault. Încearcă să simplifice pe cât se poate fazele ofensive echipa Romanului. Are acum prin Ana Maria Simion posibilitatea să preia din nou conducerea în fața Madalinei Ion. Este gol cu pământul. Și din
timp de odihnă, solicitat de către tehnicianul Gheorghe Covaciu. Antrenorul celor de la Slobozia a simțit scăderea de formă a elevelor sale. Una caldă, una rece, pe superioritate numerică, ar fi fost o pâine de mâncat, cum se spune atunci, pentru formația vizitatoare. Romanul împins în primul rând de la spate de nevoia mare de puncte, trebuie să fim cinstiți, dar și de acest public prezent în sala sporturilor. Câteva momente de respiro și acum evident se fac toate cărțile pentru finalul de repriză, de primă repriză. Cu atac pozițional al echipei oaspete, meci care nu a pus probleme din punctul de vedere al arbitrajului până acum. Foarte bine Carmen Solero. Mona Ilesi are mult de muncă acolo cu Ferfolia și cu Dino. Și contra pentru Roman Solero! Gol! Carmen Solero! Am vis-o pe Ana Maria Inculeț. Minutul 26. Făcut 9-7 pentru Roman, bătăioasă. Foarte bătăioasă Ioana Georgescu, interusânga al formației din Slobozia. Șapte metri. Și cartonaș galben. Cartonaș galben văzut de Ionela Simion. Reintră în trebuturile romanului Andreea Polocoșer. Scoate! Foarte bine! Dar o fază la care parcă nu a stat nimeni la recuperare. Frustrare pentru portărița romanului. Autarea a doua parade, cel puțin cât se poate de frumoase. Oaspetele s-au apropiat la un singur gol. De fapt, două goluri a fost cea mai mare diferență pentru formația la pivot. Iugano! 7 metri scos de Ana Miriam de Sousa și cartonaș galben pe care îl vede cu numărul 23 Iaroslava Burlacenco de la Slobozia. Minutul 28 deja. Ana Maria Simion pe același scenariu, față în față cu Mădălina Ion. Apără și portărița celor de la Slobozia. O aruncare sănătoasă, dar fără foloase, cum se spune. Și prestațiile portarilor, evident, fac mult la spectacolul handbalistic. Iată ce gol reușește Miriam de Sousa. Dintre cele mai constante prestații ale sale în ultima perioadă la Roma. Evident, profesorul Mușii merge pe acest joc, vrea să maximizeze armele principale ale romanului. Jucătoarele de 9 metri sunt
jucătoare, cum ar fi Iasna Bolievici și această Ana Miriam de Sousa, care pot oricând tranșa un meci. Ia să vedem pe Carmen Soleru din nou! Parcă a vrut să rupă bara. Doar 10 la 8 rămâne pentru Roman. O fază în care capitanul formației gazdă primește totuși aplauzele suporterilor. Astfel de faze însă costă de cele mai multe ori. Atentă Chitacu, dar a fost un foul 9 metri. Mingile pe jos din 9 metri. Vinsă de destul de multe ori cu propriile arme jucătoarele din Roman. Ioana Georgescu, am văzut anterior, fază frumoasă. Trei sferturi de minut din această primă parte a jocului. Romanul are avantaj de un gol, 10 la 9, și atacul pozițional care ar putea decide scorul după primele 30 de minute. Tata Chitacu, 9 metri. Bolevici, 9 metri din nou. Iovănescu repune. Stolero, a trebuit o schemă acum. Lucrurile timp să se precipite. Bolievici se apără portărița adversă, dar prima repriză se încheie cu multe emoții, trebuie să fim sinceri, pentru formația gazdă, care are un avantaj minim 10 la 9. Așadar, vom lua și noi câteva momente de pauză, după care ne vom reîntâlni pentru a vedea deznodământul acestei partide, doamnelor și domnilor.
Ne v-am regăsit, dragii noștri, în direct, în exclusivitate la Roma24.ro pentru a vedea deznodământul partidei dintre CSM Roman și formația din Slobozia Partidă, contând pentru cea de-a 17-a etapă a Ligii Naționale, Liga Florilor. 10 la 9 doar la pauză. Gazdele au reușit să intre cu acest avantaj minim la vestiare, dar nu au avut deloc o viață ușoară cu echipa vizitatoare. O formație ambițioasă, condusă de pe margine de către Gheorghe Covaciu, fost tehnician acum câteva luni aici la Roman. Poziționat acum pentru gazde, Bolievici, De Sousa, ieșit în out. Și iată, oaspetele au posibilitatea să egaleze. Bara o salvează însă pe Victoria Timoșecova. Posibilitate de contră, Iovănescu! Oh, Alexandru Iovănescu! Un contraatac jucat cu pivotul. Și în minutul 31 al acestei întâlniri, la indică 11 la 9. Vedem în distribuția defensivă a celor de la CSM Roman, Teafer Folia și Bolievici în centru, alături de De Sousa și Stoleru. În extreme sunt Simion și Popa. În poartă Victoria Timoșecova, autoarea unor parade frumoase în prima repriză, la fel ca de altfel și colega sa, Andreea Polocoșer. Slobozia în atac, la limită de forțare, dar este 9 metri. Frumoasă în 9 metri, Andreea Pătuleanu reduce din handicap 3 schimbări, face Gheorghe Covaciu între cele două faze succesivă. Până la Iugano era să total în unghi. Intră Alexandra Iovănescu în locul lui Tăia Ferfolia pentru CSM Roman, conduce cu 11 la 10, minutul 33 al acestei întâlniri. Bolievici parcă i-ar fi frică să arunce uneori, nu știu de ce am senzația asta. Această dată și-a luat inima în dinți, dar peste, oricum fusese faultată. 9 metri pentru gazde. Sare, această dată. Auzi ce muncă a avut acolo Iovănescu cu... Acuză și o ușoară accidentare la brațul drept, Iaroslava Burlaceco, de la formația din Slobozia. Minutul 34, avantaj minim pentru gazde, care se văd comasate pe propriul semicerc. Se apără bine Popa. Cior cu noroc, să spunem, pentru gazde. Și o pase greșită. Interesant în cele mai multe faze de apărare. Vedem pe Iugano adusă în zonă ceva mai centrală. Uită prin fault Iovănescu. Popa acum la minge face faza ofensivă pe postul său preferat, extremă stângă. Și
Întotdeauna o vedem preferată pe extremă stânga, pe defensivă, pe Iovănescu. Dar ce fază frumoasă reușește în cealaltă extremă. Brațul stâng, Ana Maria Simion. Minutul 35. Diferența de două goluri. 12 la 10. Am văzut destul de calm pe tot parcursul acestui joc pe Dumitru Mușii. Cealaltă parte ceva mai vulcanic, Gheorghe Covaciu. Cum îl vedem discutând cu observatorul brașovean al acestui meci. Să vedem. A pus o accidentare puternică la piciorul drept una dintre jucătoarele de la Slobozia. A căzut rău, oricum era și cu mâinile pe ea acolo Teafer Folia. Nu a fost un joc dur, dar s-a cunoscut de cele mai multe ori angajamentul fizic. Chiar spuneam încă din primele momente că va fi interesant de văzut cine va rezista mai mult. Meci de uzură de la incidentul Slatina plus alte, să le spunem, asemenea incidente. Romanul nu poate spune că a câștigat dinainte o partidă. Iată o scoasă pe brațe către colegele sale, jucătoarea de la Slobozia. Probleme la genunchiul drept. Ligamente sau menisc. Sperăm până la urmă că nu va fi vorba despre nimic grav. Este acolo și personalul de la ambulanță, este echipa Kineto a celor de la Slobozia. Pe teren ostilitățile au fost reluate și gol frumos reușit de Iaroslava Burlacenco. Minutul 36. Tabela indică 12 la 11. Românul în atac cu Vartic. Luptă și scrie până la urmă Ana Miriam de Sousa. Din nou că se apropie de evoluțiile sale normale sau mai bine zis de meseria pentru care a fost adus aici la Roman, la Miriam de Sousa. Partea cealaltă, formația vizitatoare schimbă multe pase pe 9 metri într-o extremă în alta. S-a apărat bine de Sousa. 9 metri. Este un culoar bun la un moment dat acolo Burlacenco. 7 metri. Mona Ilezi, pivotul celor de la Slobozia, a reușit să scoată cam tot ce se putea de la această fază. Vine să execute Andreea Enescu. Poartă intrat Polo Coșer.
este gol. 38. Oaspetele se apropie din nou la un singur gol. Funcțional ceva mai liniștit al formației gazde, cu Vartic coordonatoare, de odihnită Carmen Solero. Vartic a pivotat bine. Era cu mâinile pe sus. Toată defensiva celor de la Slobozia. Ana Maria Popa venită și al doilea pivot. Greu, greu acolo în zona centrală a celor de la Slobozia. Atât Marchidanu cât și Brulacenco țin foarte bine pe picioare. Vartic încerca să arunce. Posibilitatea de egalare pentru formația vizitatoare. Minutul 39. În pozițional în care Marchidanu iese lăsând-o pe Andreea Enescu. Inter stânga la această fază, coordonată de Brulacenco. Care pe la spate, n-a fost rea intenția. Este ineficientă, s-au ținut bine pe picioare Romașcacele, încă o dată în plus. Bară și recuperează Slobozia. 7 metri scos de extrema Paula Madalena Toma. Minutul 40. Andreea Enescu scrie cu destul de multă șansă și se face 13 la 13 în minutul 40 al unui meci care pe care, în fericire, Romanul nu a mai reușit aceeași evoluție dezvoltă în fața Craiovei. 7 metri, Iovănescu obținut pe lângă nou intrata Mitrache. Ana Maria Simion va executa. Poartă intră Madalina Ion. Nu! Ana Maria Popa înscrie cu destul de multe emoții, autoarea unei ratări de la 7 metri la prima penalitate obținută de către formația rămașcană în acest meci. După aceea a fost lăsată Simion să scrie acum cu ceva șansă din bară. Mingea a revenit la extrema celor de la Roman, care a înscris și a făcut 14 la 13. Suntem în minutul 41. Pe lângă de această dată Andreea Pătuleanu a avut un culoar bun și a jucat faza cum a considerat. Minge pe lângă și Romanul cu pozițional. Și ce minge ciupit acolo de Alexandra Iovănescu, frumoasă și pasa insinuată de către capitanul Carmen Solero. Simion Solero travașată de Mona Ilesi. 2 minute de eliminare cu sportiva de la Slobozia. A fost o mână în gât, evidentă. 2 minute de eliminare și pentru Gheorghe Covaciu, dacă nu mă șel. Nu. No.
Prioritate numerică pentru gazde! Călcați-vi cercul, Iovănescu, bine, fericire! Clar că nu se vor mai grăbi în următoarele momente fetele de la Hcm Slobozia. Soleru a luat om la om pe tot terenul pe Enescu. Transversala o salvează pe Timoșencova, pe la un gol ca și luat Simion. Lipsă de luciditate pe contra, contrele, trebuie să recunoaștem, nu au fost tradițional, să spunem așa, punctul forte al Romanului. Am văzut și încercări din partea unor tehnicieni de a le face pe fetele lor să joace mai rapid. În fine, timp de odihnă solicitat de către Dumitru Mușii, un om mai mult pe teren și un gol în plus pe tabelă. O etapă în care au mai fost planificate meciurile Hcm Rămâni cu Vâlcea, Dunărea, Brăila, Măgura, Cisnădie, Danubius, Galați, ASC Corona, 2010 Brașov, ASC Zalău, CSM Bistrița, CSM Slatina și CSM Craiova cu Cluj. O rupere de ritm făcută de către Dumitru Mușii într-un moment pe care l-a considerat prielnic. Ar putea fi speculat acest moment de superioritate pentru Roman, partidă în care nu au existat multe eliminări. Fault la De Sousa, minutul 33. De Sousa cu pământul în scrie. 15-13, doamnelor și domnilor, noi am intrat în minutul 34. Aceleași invitații la calm oferite de către Dumitru Mușii elevelor sale. Date în superioritate numerică. La ce cu faultată. Efective complete, revine și Mouna Ilezi, al doilea pivot, practic, acest 4-2 al echipei de Slobozia. 9 metri din nou. Și să vedem 2 minute de eliminare pentru Tefer Folia, ținere de tricou. Bătoiață Iaroslava Burlacenco. La faza anterioară rămâne Timoșencova între buturi. Andreea Enescu aruncă și scrie. A aruncat ca la manual. Și Romanul de această dată în inferioritate numerică pornește un nou pozițional la jumătatea reprisei secunde, fără portar, gazdele. Pe crucișări Olievici, poarta e goală.
Și evident nu ratează oportunitatea de a scrie Mona Ilesi. Minutul 46 al unui meci cât se poate de încrâncenat. Ne arată odată în plus că e bine să te iei întotdeauna după calculele hârtiei. Bolievici nu a avut cu cine combina. Chitacu a trebuit să iasă. Iuganu să scrie. Ana Maria Popa Iuganu. Într-un 46. Romanul mai arată odată că poate scrie și un om mai puțin pe teren. Drept este că pe fondul unor reușite personale recuperează Romanu și Iuganu din nou. Ana Maria Popa. Gol! Cât de important această reușită. Gheorghe a luat foc pe margine. Un moment psihologic interesant al acestui meci. Căzuseră jucătoarele de la Slobozia. Este evident că și Romanul a avut două reușite frumoase prin Ana Maria Popa Iuganu. Mai ales că și în inferioritate numerică. Evident au existat și unele stângăcii, să le spunem nereușite personale. Dar una pe alta, o partidă cât se poate de agreabilă. A reintrat TFR Folia în centrul defensivei gazdelor. Minutul 47, tabela indică 17 la 15. Andreea Enescu a ales drumul cel mai greu. Golul nu este validat. Se ferase o repunere de pe semicercul mare. Rămâne posesie pentru formația vizitatoare, 9 metri. Nesco, Krlacenko, prepasiv jucătoarele de la Slobozia. A fost de această dată Victoria Timoșenkova. Cul 48 deja. Romanul a scăpat fără gol, are posibilitatea să se desprindă la 3 goluri. Într-un moment care se anunță important al acestei partide. Bara o salvează pe portărița Mădălina Ion. A recuperat acolo Mitrache și tot aceasta la minge. Posibilitate de contraatac ratată. Dublă schimbare. Intră Pătuleanu și Enescu pentru a completa distribuția ofensivă a celor de la Slobozia. Iată din nou multe încrucișări și aceeași fază cu 4-2 pentru a face culoare în zona centrală de aruncare lui Enescu sau Pătuleanu, ceea ce a fost de dorit să se întâmple și acum în prepasiv.
și forțând chiar. În fine. Apără Timoșenkova din nou. O aruncare telefonată. De Sousa! Gol! I-a dat mâinile peste cap lui Mădălina Ion. Minutul 50. 2 minute de eliminare. Și doar 9 metri. Iasna Bolievici lasă colegele cu un om mai puțin pe teren, dar cu un avantaj de 3 goluri. Minutul 50. Ultima dată a ieșit bine când Romanul a fost cu un om mai puțin pe teren. Probabil a venit acel plus de mobilizare. Să vedem și acum ce va fi să fie. La forțare a fost Niculeanu. Am crezut că o va face knockout pe Ana Maria Popa. Timp de odihnă solicitat de către Gheorghe Covaciu. O echipă a Sloboziei care are să fie condamnată la unul dintre locurile codașe ale ierarhiei. Vă reamintim până acum 4 victorii și un egal reușite în acest sezon din Liga Florilor. 13 puncte. Romanul are 21 la egalitate cu Corona Brașov, dar cu un meci mai puțin disputat ar putea face 24 acum în condițiile în care și-ar apropia o victorie grea, dar care pare a fi meritată. Să vedem totuși. La 10 minute ar mai fi din timpul regulamentar de joc. 3 goluri în plus pentru Roman și un om mai puțin pe teren. Îngeiese din Timoșenkova. A frâns colțul scurt. Romanul nu se mai grăbește. Probabil va fi schimbată mingea. No. Iese Timoșenkova pentru a-și lăsa colegele în efective complete pentru acest atac pozițional. Tactică bună dovedită cel puțin în această repriză de secundă pentru Roman. Da, și când au fost surprinse fără portar, nu le-a iertat Ilezi. Apreciat pofta de joc a lui Ana Miriam de Sousa. Care a aruncat. Rămâne 18 la 15. Același avantaj de 3 goluri pentru Roman. Dar acum am intrat în minutul 52 al întâlnirii. A urmărit adversara mai mult decât mingea Carmen Stolero. Dar a reușit să o blocheze pe Enescu. Minge printre picioare, complet blocată. Portărița Timoșenkova. Și este 18 la 16. Același minut 52. Efective complete. Ar
că a luat piciorul de pe accelerație Romașcancele. Încearcă să-și adoarmă adversarele de Sousa. Blocaj bun, partidă bună făcută de Irina Marchidanu. Polevici. Cât de bătăioasă este acolo Burlacenco. Posibilitate de atac rapid pentru formația vizitatoare. Are, iată-l, și fructifică. Paula Mădălina Toma, extrema stângă. Și aduce formația la un singur gol, diferență de gazde în minutul 53. Artic. Trebuie să scoată la Stolero. Uite această ninge de Sousa. Artic, Stolero. Ninge până la Iugano. Și Ana Maria Popa Iugano scrie din nou. 54. Nouă diferență de două goluri pentru Roman. Aceeași notă de calm, cel puțin aparent, și de încurajări făcute de Dumitru Mușii. Monument de calmitate. Șapte metri. Șapte metri la pătrunderea lui Enescu. Decizie îndelung contestată, deja ar fi a doua, a treia minge pe care mulți ar spune că a fost făcută cadou fetelor din Slobozia. Gata de arbitri. Este misă Timoșecova și tabela indică acum CSM Roman 19, Hcm Slobozia 18, minutul 55. Vardic coordonatoare. Care e ineficientă de această dată a lui Miriam de Sousa. Iată monumentul de calmitate Dumitru Mușii, făcând niște reproșuri justificate arbitrelor și alegându-se pentru acest schimb de amabilități cu un cartonaș galben. Ar părea că s-a terminat cu liniștea lui Dumitru Mușii. Într-adevăr, a fost ceva ciupeală. Nu știu. Vedem pe neștiință, nu pe rea intenție, nu? Se descurcă Romanul, are posibilitate de contră, porta este goală. Bănescu! Alexandra! Combinat bine cu Iugano. De această dată s-a văzut un paș, da? Iugano! Ana Maria Popa Iugano a dat o bol. A fost la post Mădălina Ion. Enescu, 7 metri. Orice pătrundere acestei Andreea Enescu este gol sau 7 metri. Minutul 56, la 20 la 18. Formația vizitatoare are posibilitatea din nou să reducă. Se ridică cu destul de multă dificultate Andreea Enescu.
dar nu are probleme. Rămâne în teren. Diana Popescu, intrată în poarta Romanului, vine în fața ei Paula Mătrânina, toma extremă de la Slobozia pentru a executa. Apără! Portărița Popescu! Ar fi bună de dublat această reușită, această paradă a portăriței Diana Popescu de un gol acum. Dumitru Mușii cere ultimul său timeout în acest match. Teoretic, Romanul are posibilitatea să-și apropie victoria. Siguranță ce se va întâmpla în următorul minut și jumătate, poate două minute din acest match, va fi decisiv pentru soarta punctelor puse în joc. Oricum, de apreciat câtă dăruire într-un meci dintre locurile 9 și 11. Totdeauna totuși este știut că și derbiurile între formațiile nu prea fericite în clasament sunt aprige. Romanul în atac, Popa a avut culoar, nu știu de ce nu a aruncat. Suntem în minutul 57. Două goluri avantaj pentru Roman. Un gol ar putea tranșa soarta acestui meci. Dar că nu vrea nimeni să arunce, Stolero! Gol! Gol, Carmen Stolero! Până la urmă, capitanul formației romașcane și-a făcut datoria. Încesc mult romașcancele, dar o surprinzătoare echipă a Sloboziei, foarte bătăioasă, cu handbaliste de real talent, 9 metri. A acuzat o lovitură acolo Bolievici. Trebuie să fie atente romașcancele, pentru că aici se joacă soarta acestei partide. Apărat Timoșecova! Acum este schimbată mingea și meciul este reluat. Rămâne Carmen Stolero și pentru această fază ofensivă s-a gândit că va fi înlocuită de Vartic eventual pentru a face faza de apărare. Bolievici! Minge scoasă la De Sousa, Stolero, cine soluții? Și gol! Iasca Bolievici! 22 la 18 la locul domnilor, cu două minute înainte de finalul meciului. Atac pe minge a fost. A urmărit exact mingea Iasna Bolievici la această fază. Fix două minute din timpul regulamentar de joc. Cere mai multă mobilitate pe defensivă Dumitru Mușii. Mai trec secunde bune.
Un minut și jumătate și 4 goluri avantaj pentru Roman. S-au ciocnit între ele două dintre fetele de la Slobozia. La urmă a stat bine și Boljevici pe picioare acolo. Fură această minge, Iucanu, Popa și Solero. Gol, Carmen Solero! Și Romanul se pregătește să defileze spre o victorie pe care până la urmă a meritat-o de plin. Suntem în ultimul minut. 5 goluri avantaj pentru CSM Roman, care a avut un gol avantaj la pauză. Din nou fură mingea Romanul prin Alexandra Iovănescu. Este posibilitatea de contră și a încercat Bolevici o aeriană pentru Ana Maria Popa Iugano. O jumătate de minut și nu se mai poate întâmpla nimic pentru ca Romanul să piardă acest meci. Pentru care însă a tremurat destul de serios. A confirmat și acel calcul al hârtiei, însă nu fără emoții, ci fără puține emoții. Martic! Minge pentru Câlici. Este gata! Victoria la 5 goluri pentru CSM Roman în cea de-a 17-a etapă a Ligii Florilor. 23-18. Au avut viață grea, mai bine zis, și au făcut viață grea jucătoarele antrenate de către Dumitru Mușii. Una peste alta, însă 3 puncte sunt 3 puncte. Romanul mai au o gură de oxigen în perspectiva partidelor viitoare din Liga Florilor. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în numele meu și al colegilor din regie de emisie. Roman24.ro este bucuroasă că a reușit să vă transmită din nou un meci în direct, în exclusivitate, cu ajutorul sponsorilor care ne-au fost alături. Noi vă lăsăm în continuare cu programele postului nostru și vă dăm întâlnire de pe acum la viitoarele evenimente sportive, de la care cu siguranță nu vom lipsi. Până atunci, un weekend frumos și toate cele bune, dragii noștri!